Să citim din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni un cuvânt bogat asupra căruia aș vrea să luăm aminte. Textul începea așa: astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Și aș vrea în ideea asta să continui ce spunea fratele și să știm cine suntem. Cum adică noi suntem aleși de Dumnezeu? Noi, la rândul nostru, mai mult sau mai puțin, am păcătuit și acum am devenit sfinți? Ba mai mult, suntem nu doar iubiți, prea iubiți de Dumnezeu? Dragii mei, vă rog să vă gândiți profund la ce favoare mi s-a acordat. Spune Scriptura, vă citesc din învățătura aceleași apostolă, oarecum pe același subiect, scrie la Efeseni, capitolul 2, că noi, neamurile, că probabil nu e nici cine vei aici, eram fără Hristos, fără drept de cetățenie, fără legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Tot el scrie aici, eram morți în greșelile și păcatele noastre. Dar prin Domnul Iisus Hristos mi s-a făcut mare har. Slavă Domnului! Dacă am înțelege noi aceasta. Să pricepem ce onoare mi s-a dat, cum spune o cântare, să fii credincios și onoare. Ia cerului întreg sărbătoare, să porți un nume ce l-ar avea orice stea, orice floare, și chiar de îngerii de sus, veșnic spus cu mirare, să fii credincios. E onoare. Onoare Domnului. Să fii credincios e o minune, continuă versul. Povestea ta în veci se va spune. Să fii pierdut în șuvoi, în gunoi, în cărbune și să ajungi o stea de foc ce pe veci nu apune. Să fii credincios e speranță ce toarnă în sufletul tău siguranță. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Sper că ați auzit și am zis cine suntem sau cine putem să fim. Apostolul se adresa în epistola aceasta către Coloseni, către frații credincioși care sunt în Hristos Iisus, în capitolul 1, versetul 2. Și aș vrea să nu uităm aceasta. Undeva în Republica Moldova era o familie, am fost copii și aveau multe deficiență genetică și își frângeau repede mâini, picioarele, era o lipsă de calciu foarte pronunțată. Și mămica asta cerea în spital, bac cu unul, bac cu altul, pentru a pune mâini sau picioare în gips. A fost foarte necăjită și într-o zi era în orașul Chișinău, capitala Moldovei, așa trist. Era o zi așa de piață, lume multă, pe bulevard, și la un moment dat așa își oprește Domnul și stai, privește în jur. Vezi câți oameni sunt aici? Era plin de oameni. Ca și cum a făcut Domnul așa o poză, cum spunea cineva, a luat clipa prizonieră. Din toți care sunt aici, niciunul nu este al meu, ești singur. În clipa aia s-a trezit ca dintr-un vis și s-a luminat cerul. A dispărut ceața și s-au ascuns norii. Cum adică din toți ăștia Dumnezeu pe mine m-a ales să fiu al Lui? Ca niște aleși, sfinți și preiubiți ale Dumnezeu. Mai sunt mulți alți oameni în județul Hunedoara și în lumea asta. Sunt miliarde pe glob. Dar pe noi Dumnezeu ne-a ales. Ați preceput asta? Amin. Nu există nimic mai măreț. Poți să fii cel mai bogat. Poți să fii locul Bill Gates. De curând a murit tatăsă. Totuși. Poți să fii cineva într-o poziție oarecare. Toate funcțiile sunt pentru o vreme. Aleșii lui Dumnezeu sunt aleși pentru vecii vecilor.
Dragii mei, aceasta este motivația care o aduce apostolul în îndemnurile care le dă. Și scrie aici cum ar trebui să fie comportamentul nostru. Comportament recomandat celor ce sunt credincioși. Bisericii, a spune. Dar familiei cu atât mai mult. Scrie aici că noi toți alcătuim un singur trup, adică avem aceeași funcționalitate organică. Dar familia este cu atât mai mult un singur trup. Ori dacă toată biserica a trebuit să fie, cum zice la 1 Corinteni, capitolul 1, uniți în chip desăvârșit, da, familie. E mai ușor să ajungi termenul numitor comun, nu decât 100. Iată ce sfaturi dă apostolul aici. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă, adică echipați-vă, însușiți-vă aceste stări comportamentale de caracter, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dar ce bărbat nu-și dorește să aibă asemenea nevastă? Sau care nevastă nu dorește ca soțul ei să fie așa? Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă nu are o pricină să se plângă, știu eu, ceva n-a făcut, a întârziat, a uitat, n-a vrut, hai să admiți pe alții. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos? Totodată și dintr-o dată. Ar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, că îndată veți declara că este și motivația voastră. Aveți două motivații de dragoste. Una că v-a ales Dumnezeu și una că v-ați ales unul pe altul. Care este legătura de săvârșire? Este ceva indestructibil. Dar voi, pacea lui Hristos la care ați fost chemați și ați pierdut un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. E frumos să trăim așa? Și dacă ar fi, nu să vă întreb cum a trăit să-i mâna care a trecut. Să întreb cine își propune pe săptămâna următoare să trăiască așa. Ar fi când nepriceput să nu ridice mâna sus. Se spune, eu vreau să fiu rău. Mă propun pe masă, după masă să mă cert. Și crezi că o să-i faci rău doar celui cu care te cerți sau o să te amărești tu întâi? Apoi o să-ți vezi venind, nu te trebuie să-l acumulezi, nu? Dragii mei, a trăi frumos nu-i doar dumnezeiește, e chiar frumos. Amin. Și se merită. Să ne însușim aceste calități sfinte și apoi să le împărtășim celor cu care trăim. Nu putem noi să facem bine la cei din Noua Zeelandă. Mai sunt ceva români și pe acolo. Eventual le dăm un telefon, le spunem o vorbă bună. Dar, primul rând, față de cei din casă, trebuie să se reverse dragostea noastră, îngăduința, bunăvoința, îndurare. Și oricât i-ar încăpea în această listă binecuvântată. Vreau să observați că toate acestea sunt trecute în raport cu Domnul Iisus Hristos. El este marea noastră motivație. Prin El suntem chemați, aleși. Prin El am primit har. Spune aici, în versetele anterioare, celor citite. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos și știți ce chemare aveți, ce onoare mi s-a făcut, cum am spus deja, să umblați după lucrurile de sus. Și scrie aici, să omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ, adică acele stări păcătoase și în numele câteva din astea urâte, curvie, pofte, blăcomie și din astea așa mai ușor de întâlnit. Dar acum lăsați-vă de toate acestea, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire. Nu vă mințiți, întrucât v-ați îmbrăcat în omul cel nou. Vă rog să vă gândiți mireasa asta îmbrăcată în aur și cu florurile în mână. Cum ar fi să o vedem așa, în timp ce ieșim afară, să facă poze și să tăvărească puțin pe aici, așa, prin noroi. Ce zici? Băi, dar n-are minte, băi, chiar, băi, e o problemă mare. Dar noi am primit de la Domnul Iisus pentru sufletul nostru o haină albă. Să ne murdărim? E
Imaginați-vă că atunci când spuneți o prostie, cum am spus cuiva, când a zis ceva urât, băi, dar murdare și pe limbă, de nu deschid ea gura, măcar nu mă aflam. Dar toate astea a spus Domnul Iisus Hristos că ies în inima omului și ies afară. De aceea acolo trebuie să fie înhibate, omorâte, atrofiate, pentru că avem motivații să trăim frumos. Observați dumneavoastră în lumea noastră câtă curtoazie, câtă amabilitate din asta așa, protocolară, comercială. A venit unul din Africa aici în lumea noastră modernă, civilizată, postmodernă. Fotocelulă, cu toți vânzători, așa, comercianți, se închină cu respect și să vă servim. Noi știm de ce fac asta, nu? E comercial. Și africanul, când a văzut, băi, cum tot salut, a zis, băi, dar toată lumea pe cunoaște, măi. Adică sunt de binevoitori. Ei au motivația lor, mercantilă, totul pentru bani. Ne avem o motivație mult mai puternică. Și iată ce vă citesc, s-a citit azi, versul 17, și orice faceți. Ați reținut? Orice faceți. Cu cuvântul sau cu fapta. Să faceți totul. Deci, totul inclus. Absolut. Când faci mâncare, când spui o vorbă, când te duci, când vii, tot. În numele Domnului Iisus. Și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și reiam și 23 ideea. Orice faceți. E orice. Să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Există un episod interesant în 2 Împărați, capitolul 3, când un proroc, Elisei, îi spune unui împărat care nu merita nimic. Ce era alt împărat care era un om evlavios, un om bun. Și ăsta rău, zice la proroc, face un serviciu pentru mine. Și se zice prorocul. Băi, mă gândesc la tine și te-ar băga seama. Dar pentru ăsta îl fac. Frate mire, sper să nu fie cazul, dar să vă spun dumneavoastră la toți să nu le roșească la față. S-ar putea să zici, băi, bărbatul meu nu merită nu mâncare, nici apă. Că el de băut bea și nu trebuie. Dar Domnul Iisus merită? El în perspectivă soțul tău ceresc. Tu trebuie să te compuși frumos, nu pentru Nicolae. Pentru Iisus Hristos. Se uită la tine și zice, păi merită să o iau pe asta de nevastă sau o lasă acolo? O lasă la Nicolae, că e din teapa lui. S-ar putea doamna ta să nu fie doamnă. Dar Iisus Hristos merită? Amin. A, face ceva greșit, nu e vorba doar de un gest cu care îi întorci moneda. E ceva ce îți afectează relația ta cu Iisus Hristos. Undeva, într-un salon, era un pacient foarte dificil. Acum rugau asistentele în cabinet, suna înapoi, vino. Întoarce-mă, femeia asta, asta s-a nebună, asta ce se ia. Și s-o răbări din ceasă, băi, ăsta mă obosește, de mai stă câteva zile în spital. Parcă nu l-am numai pe el în grijă. S-au supărat și celălalt, s-au indignat. De-aia și-a amintit un verset din Biblie, scrie în Ioan 11, 29, pe acolo, când suna acest pacient capricios, ea și-a amintit de versetul care spune, 28, a venit învățătorul și te cheamă. Așa e Domnul Iisus în salon, e bolnav, dar hai. Și fac pentru Domnul Iisus. Merită Domnul Iisus? A lui să fie slavă. Trăiți frumos ca pentru el, nu ca pentru oameni. S-ar putea, spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, soțul să fie, scrie mai sus, e o comparație acolo, e ca patronii, nici bun, nici blând, nici ușor de mulțumit. Dar s-ar putea în timp să-l câștigi și să își dea seama că băi, femeia asta s-a portat așa frumos cu mine. Vă scrie Biblia, este post frumos cu dușmanii, să le pui cărbun pe cap, că nu gândesc, că e problema.
Poate se încălzește sufletul, nu? Și vor gândi altfel. Nu-i mare minune, spunea Domnul, predica de pe munte, scrie în Matei 5, în Luca 6, să te poți frumos cu cine se poartă frumos. Asta fac și păcătoși și totul la schimb, așa. E minune, e dumnezeiește să te poți frumos cu toți. Cum? Așa am citit aici, ca niște aleși ale Dumnezeu. Ai o pricină să te plângi. Păi, mărie. Și orice faci, să faci ca pentru Domnul. Am amintesc că odată eram undeva în Timiș, la Gătaia, la o părtășie cu copilul și a fost o pauză, cum și până afară, și iese un bătrânel așa. Zice, dacă ascultam eu lecția asta mai de mult, era mai fain. Dar tot pricepui ceva. Mă duc să-mi ajut baba să mă odeva. Care sunt numai pe ea o lăsat. Păi, m-am bucurat și pentru atât. Întrebarea este, ce veți face dumneavoastră de azi încolo? Așa, puțină reciclare sfântă va fi? Îmbunătățire a stării spirituale. Că tot ce faci, să faci ca pentru Domnul. Frate Marius, de cumva nu merită Doamna, merită Domnul. Sora Mirela, de cumva nu merită Domnul Marius, merită Domnul Iisus. Te uiți la care vrei. Când nu vrei să faci, te uiți la El. Când vrei să faci, te uiți la Domnul Iisus. Așa, îți imaginezi că este Domnul Iisus în casa ta și să predica la un dat, tot ce faceți. Să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și cu un asemenea comportament, chiar dacă nu ni se va răsplăti aici niciun strop. Primul rând ne vom mântui sufletele și ne va fi răsplătit totul în împărăția lui Dumnezeu. Zici în Luca 14, când dai o masă să chem pe săraci, că ăștia n-au cu ce se va răsplăti, și se va răsplăti, e acolo, la învierea celor neprihăniți. Păi sunt unii nu sărași de bani, sărași de minte, sărași de suflet, sărași de fapte bune. Îi chem la masă și te comporți frumos cu ei, bă, și n-au ce să răsplătească. Dar se va răsplăti în împărăția lui Dumnezeu, te va servi Domnul Iisus cu atâta drag. Că tu ai pus mâncare la unul și l-ai îmbrăcat pe unul și te-ai comportat, deși el nu merita. Să faceți asta în familie și să faceți asta în adunare și în societate și oriunde aveți ocazia. Amin? Amin. Rămânem înțeleși? Că eu vreau să vă dau drumul la masă, dar mai întâi vreau să știu că am făcut târgul. Dă-mi o idee, cum mai spune. Este aici un cuvânt de care avem nevoie, versetul 16. Deci, v-am spus ce onoare ni se oferă, ce motivație avem, cum ar trebui să ne comportăm. Dar poate va spune cineva, dar eu nu pot. Cum s-a întâmplat cu un predicator, l-a așteptat o femeie mai tânără și a zis, sunt supărată pe dumneavoastră. Dar m-a surprins, mă scuzați, cu ce v-am supărat, noi care vorbim mai greșim, cer scuz. Da, spuneți-mi, vă rog, cu ce v-am supărat. Așa frumos ați descris raiul lui Dumnezeu? Da, chiar că e ciudat. Cum adică v-am supărat că am descris așa frumos raiul lui Dumnezeu? Păi cum să nu fiu supărată? Că vreau să ajung și eu acolo, că e așa frumos, nu pot. De asta sunt supărat. Dacă nu e așa fain, nu merea așa ciudă că n-ajung. Dar dacă e așa frumos cum l-ați descris și eu nu pot ajunge acolo, asta e mare supărat. Și predicatorul îi spune, dar nu ați încercat? Dar am încercat și nu pot. Și dintr-o dată așa o întreabă. Sunteți căsătorită? Și aia sare în sus. Ce-i treaba ta? Nu zice, aici o fi mai eu. La dumneavoastră, ori unde o fi baiul care n-ați reușit până acum? Că de dorit, oricine își dorește, cum spune o vorbă înțeleaptă, nu scoate pom din colima lui și dacă e cât de cât cu minte, fă un palat alături să mută singur.
dacă n-ați reușit, vă dau un sfat. Ca să nu știu ca unul care vă spun poftă bună și nu vă spun nici bucătăria, nu? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Amin. Învățați-vă și sfătuiți-vă unui pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră că a fost chemat la împărăția lui Sfântă și vine în curând. Dacă vreți să puteți trăi așa frumos, atunci cum spunea fratele și mă asociez, dar suntem doi de crede, doi, trei mari, să mă spuneți fratele ceva. Cuvântul acesta, dragii mei, ne învață. Altfel noi nu știm cum să ne comportăm. Domnul Iisus, înainte de ne fi mântuitor, ne este învățător. Ne lăsăm îndrumați? Amin. Când citești în Biblie, așa îți vine să trăiești de frumos. Dacă ascult numai la știri, numai povești, pe telefon, pe Facebook, apoi o să te apuci ciuda. Biblia e hrana noastră spirituală. Eu obișnuiesc să spun că omul are valabilitate o zi. Atât de termen de valabilitate la om. Dacă o zi nu-i de el om să mănânce și nu-l pui sudinia, să dai seama că ești creat termen de valabilitate. Nu mai degeaba. Mai face ce face, dar așa târâit. Dar pentru suflet, credeți că fără să-i dăm să mănânce e mai valabil de o zi? Nu. De-aia crucea trebuiată pe câte o zi, pâinea cerută pe câte o zi, în fiecare zi, Scriptură. Uite, dumneavoastră are, dumneavoastră ai cu siguranță, dacă nu citiți că e la fel, dintr-una. Dragii mei, fără Biblie, fără cântări, fără rugăciune, fără adunare, n-ar fi nimeni pocăit cum trebuie în veac. Ați înțeles? Nu se poate. Dar dacă citești, s-a dus la un medic, ca să dau un exemplu, o doamnă și spune, nici nu știu la ce specialist mă trimite, că toate mă dorm. Dorm pe mulcini, noaptea nu mă pot odihni. Și medicul, fiind creștin, i-a prescris un regim din ăsta spiritual, cum vă dau eu acum rețeta, știi? Dimineața un salm, ceva versete din proverbe, din Evanghelie, așa, ingrediente sfinte, puneți acolo un meniu frumos, așa, dimineața, la mea, seara. O rugăciune, o cântare, să aveți și desert, știi? Și ea zice, domnul doctor, chiar că vă bate joc de mine. Eu spun că-s bolnav, dar mă trimis la biserică. Și mă rog, faceți tratamentul ăsta, o lună de zile, și între timp vă ies analizele, vedem, vă trimit la specialist. Și doamna asta a luat în serios. A zis, băi, om, a vorbit cu respect, hai să probez, nu? Și nu trec decât 2 săptămâni și vine la medic și spune, domnule, mă pot odihni. Păi nu mă doare capul. Că eu scos din grafic, eu scos buletinul de știri ca să nu se sperie. I-a introdus cuvântul lui Dumnezeu. Spune, eu știu să mă mai trebuie la specialist. Păi vedem ce spun analizele. Dar, dragii mei, Dumnezeu a lăsat niște metode care sunt accesibile oricui. Avem Biblie, toată lumea știe carte, dar cum s-a pus un copil la bunica în vacanță, a avut o Biblie aia mare, așa frumoasă, frumoasă, uita copilul deschis, o vrea, zice, bunica, ce carte e asta? Vreau că scrie prea mărânt, nu știu, și povești, că a vrut. Și vezi să nu mă rupe, aia e cartea lui Dumnezeu. Și copilul stă acolo la bunica, o stămână, două, și la urmă, așa, providențial, zice, pe când se plece, bunica! Dacă tu tot nu folosești aici chiar lui Dumnezeu, ți-o dai la voi. Băi, Dumnezeu ne-a dat-o, nu ți-o dăm la voi, să-l citim. Și dacă o citim, devenim doar oameni cu carte. Devenim cum scrie în carte. Și o să avem parte de ce scrie în carte. În finalul e acolo foarte fain așa cum scrie acolo. Unde o să ajungi, nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt probleme. Nu spune Ioan într-o poezie, acolo sus în veșnicii, nu vor fi soți și nici soții și nici bătrâni și nici copii. Dar vom cânta de fericire ziua fără de apus. La început a fost Iisus. Slavă, și Iisus era iubire și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mine. Vă doresc să ajungeți acolo. Amin. Scumpa mea soție a plecat un an și jumătate.
avevamo registrato, suonato dentro il paese, noi spuniamo la ultima epistola, ci dice tra altre, voi stessi che mi è andato in termine con sotto la porta, lui Iosif, non li ho salito. Che tentore si aggiunga a quello? Se non li psisi a quello. Tre frumosi di aici, che sapevo chance se accedem la mentorazia a lui. Pentru asta suntem aici. Și închei cu versetul care scrie aici. Când se va arăta Hristos, viața voastră, care trăiți ca El, pentru El, cu El, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Mi-a fost dat într-o noapte să visez cum va fi răpirea. Așa țâșneau oamenii din pământ ca apa din fântânile arteziene. Frumos! Și înălțau așa limbi antigravitațional. Și am zis, Doamne, pe noi nu ne iei? Și am auzit o voce, cum de s-au început, nu vom lua înaintea celor adormiți. Și dintr-o dată am început să ne înălțăm și noi. Frumos a fost, nu m-a vis, dar când a fi realitate? Păi vă doresc să puteți zbura în ziua aceea. Și voi doi și noi toți să întâlnim pe Hristos Domnul. Care ne-a ales pentru slavă și pentru împărăția lui eternă. Trăiți frumos, se merită. Că nu-i mult și vine împărăția lui Dumnezeu. Va fi adevărata nuntă și veșnicia care urmează. Amin.